Doamnelor și domnilor, astăzi se vorbește în guvern și trebuie să vină o decizie. Vedem cu cât va crește salariul minim sau nu. Doar 230.000 de români dintre cei 1 milion care sunt plătiți cu salariul minim au primit majorarea voluntară de 200 de lei. O arată asta datele obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN de la Inspecția Muncii. Atenție, asta înseamnă că fiecare angajat care a primit majorarea a obținut 9 lei în plus la fiecare zi de muncă. Colega mea, Cătălina Mănoiu, este în direct cu noi de la Guvern. Bună ziua, Cătălina! Care sunt ultimele informații? Bun găsit! La 6 luni după ce Guvernul a permis firmelor să crească voluntar salariul minim pe economie cu 200 de lei fără să taxeze această sumă, vedem potrivit datelor oferite de Inspecția Muncii că doar 230.000 de angajați plătiți cu salariul minim pe economie standard au beneficiat de această majorare. Vorbim practic despre unul din 5 români care încasează lună de lună un salariu minim de 1.524 de lei bani în mână. După majorarea voluntară pe care au primit-o, practic au câștigat în plus pentru fiecare zi de muncă aproximativ 9 lei. Înainte de majorare câștigau pentru o zi de muncă 69 de lei, în timp ce după această majorare voluntară pe care angajatorii au făcut-o, au câștigat în plus 9 lei. Ce înseamnă 9 lei? Poate o masă, un sandwich și o apă sau poate o cafea. Este o decizie pe care guvernul a luat-o în intenția de a crește puterea de cumpărare a românilor. Trebuie să spunem însă că se caută și alte soluții. De la 1 ianuarie vom asista cel mai probabil la majorarea obligatorie a salariului minim pe economie. Cei de la guvernare negociază cu sindicatele și patronatele posibilitatea de a crește salariul minim pe economie la 3.000 de lei valoare brută. Asta ar aduce românilor în buzunar aproximativ 250 de lei net.